ori de venituri. Și măsura pe agricultură, da? Da. Și mai avem o măsură foarte importantă, și anume o reducere a cotei de TVA de la 20% la 9% pentru îngrășăminte, pesticide, pentru semințe și alte produse destinate în sămânțării sau plantării, dar și pentru prestări de servicii specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cum ar fi pentru lucrări de arat, de semănat, de prășit, ierbicidat, recoltat, greblat, etc. Această măsură este conformă cu acquis-ul comunitar în domeniu și este de natură a crea premisele pentru stimularea persoanelor care desfășoară activități în domeniul agricol, creșterea nivelului de accesibilitate la bunuri și servicii de tipul celor utilizate în sectorul agricol, facilitarea de noi investiții în agricultură, derularea de, în condiții optime a programelor de investiții din fondurile europene nerambursate, nerambursabile în domeniul agricol.